Bună ziua! Astăzi vă vom prezenta mașina Innovis F410 de la Brother. În corpul mașinii avem integrat o cutie de accesorii. Acestea sunt bobine suplimentare, picioruș pentru tighelit ascuns, picioruș pentru butoniere, picioruș pentru cusut nasturi, picioruș pentru aplice, picioruș cu distanțier, picioruș pentru montat fermoar, desfăcător și curățător de ațe, tige suplimentare și disc suplimentar. În partea dreaptă avem butoanele pentru selectarea tipurilor de cusătură, butoanele pentru selectarea lățimii pasului de cusătură, lungimea pasului de cusătură, cât și tăierea automată a aței. În partea superioară avem pictogramele cu toate cusăturile realizate și roata pentru tensionarea firului LAC. Partea frontală avem butonul pentru reglarea vitezei, coborârea acului în mașină, tăiere suplimentară, pornirea automată a mașinii, butonul pentru întoarcere și butonul care ne atenționează că avem piciorușul ridicat. Primul pas în realizarea unei cusături este înfilarea aței pe bobină. Introducem bobina pe tijă, punem copsul de ață, blocăm cu ajutorul discului și urmărim traseul indicat de săgeți. Învârtim ața pe bobină, glisăm spre dreapta și acționăm mașina. Scoatem capacul de protecție, introducem bobina în interior, urmărim traseul, punem din nou capacul. Pasul 2 este înfilarea aței LAC. Introducem copsul de ață pe tijă, blocăm ața și urmărim traseul indicat de săgeți. Pentru selectarea unei cusături de ornament, apăsăm cifrele aferente pictogramei. Introducem materialul sub piciorâș, coborâm piciorușul și acționăm coasele. Pentru selectarea butonierei, tastăm cifrele aferente pictogramei. Înlocuim piciorușul normal cu cel de butonieră. Coborâm tija între cele două distanțiere.